FC Hermannstadt a obținut o victorie categorică în play-off-ul Ligii 2, duminică, în confruntarea cu Steaua, din Ghencea. Cu 4-1 s-a impus formația lui Marius Măldărășanu, care ține, astfel, aproape de liderul clasamentului, Petrolul. La final, antrenorul sibienilor a remarcat un joc foarte solid al echipei sale. Victoria înregistrată de FC Hermannstadt în fața Stelei, venită în urma golurilor lui Baba Al-Hassan, Silviu Balaure și Valentin Buhăceanu, a fost una cât se poate de evidentă, iar evenimentele din teren au fost reflectate pe tabelă. FC Hermannstadt în meciul câștigat cu Steaua, Iliev Pantea, Bejan, I, Stoica, Opruța Al-Hassan, Minosota, Bicianu P, Petrescu, Cei Popescu de, Paraschiv. Rezerve neutilizate, 1, Pop Tomșa, Isah, Hora. FC Hermannstadt, succes categoric cu Steaua. Reacția lui Marius Măldărășanu. Sibienii au avut un joc ofensiv bun, dar și o organizare defensivă la fel de bună. Măldărășanu a recunoscut că nu se aștepta la o astfel de victorie, la un scor atât de mare, dar a punctat că evoluția echipei l-a impresionat într-un mod surprinzător pozitiv. În plus, și golul rapid marcat de Baba Al-Hassan a contribuit la succesul fără mari probleme al locului secund din play-off-ul Ligii 2. Sincer, nu mă așteptam la un asemenea scor, chiar dacă le spun băieților să aibă încredere, că au calitate. Îmi felicit băieții pentru că au făcut un meci bun. Un efort foarte mare, venind după meciul de acasă cu Clujul. Nu ne-am refăcut așa cum ne-am dorit. Asta s-a văzut pe început de joc. Însă, a contat că am marcat repede. Se face jocul mai ușor. După care au calitate, am spus mereu și am făcut o greșeală. În careu, nu trebuie să ataci decisiv. Mă bucur că au înțeles ce am discutat și la pauză. Să nu facem pasul în spate, să stăm tot mai sus. Au pus presiune, am avut ceva probleme, dar fără ocazii. Un gol marcat pe final de repriză înseamnă moral pentru adversar și era riscant să cădem din punct de vedere mental. După acea înfrângere cu Cluj, din regular, am avut un parcurs foarte bun. Am făcut foarte puține greșeli. Odată cu victoria asta, sunt 6 meciuri bune, pozitive, dar rămâne foarte multe puncte în joc. Ne batem cu Clujul la locul 2. Depinde ce vor face și ei mâine. Este presiune pe ei de data asta, dar trebuie să rămânem cu capul pe umeri, a punctat Marius Măldărășanu, conform Digisport. Petrișor Petrescu ar putea absenta de la meciul următor, pe care FC Hermannstadt îl va juca împotriva Unirii Slobozia. Însă, există și o veste proastă pentru FC Hermannstadt în urma duelului din Ghencea. Înlocuit în minutul 59, capitanul Petrișor Petrescu are toate șansele să rateze partida din runda următoare, cu Unirea Slobozia. Cred că are întindere, nu cred că are ruptură musculară, însă probabil la meciul următor nu-l vom avea. Asta e, avem un lot valoric și numeric, iar cine intră trebuie să-și aducă aportul. Asta îmi doresc mereu, ca jucătorii care intră de pe bancă să vină cu plus. Mai sunt doar 3 zile până la meciul cu Slobozia, pe un teren unde nu prea câștigă nimeni. Un teren foarte greu. Vom vedea. Sper să refacem din băieți, repede, a mai punctat Marius Măldărășanu, care a dat și ceva informații despre situația financiară a clubului. Marius Măldărășanu, detalii despre problemele cu banii de la FC Hermannstadt. A recunoscut la rândul său că sunt ceva întârzieri salariale, însă discuțiile între conducători și jucători au loc periodic. Aceștia din urmă sunt asigurați că își vor vedea salariile, chiar dacă au trecut în jur de 3 luni de când au văzut ultimii bani. Am mai spus, acea discuție pe care am avut-o noi, echipa, cu conducătorii, patronii, a fost una pozitivă. Au venit și zilele trecute la fel. Lucrurile sunt ok. Ne dorim ca noi, din punct de vedere sportiv, să ne facem datoria, pentru că lucrurile se vor regla cât de repede. Sunt sigur. Nu este ușor să gestionezi un vestiar în care sunt jucători cu personalitate, în momente ca acestea. Cu salarii neplătite. Am o echipă cu jucători foarte răbdători, până la un moment. Au vrut să aibă o discuție, au avut dovadă că s-a văzut reacția lor. Au dat totul pe teren din momentul acela, a completat Marius Măldărășanu, despre situația financiară a clubului. FC Hermannstadt se menține la 5 lungimi de liderul Petrolul.
FC Hermannstadt a ajuns la 52 de puncte după victoria cu Steaua, fiind la 5 lungimii de liderul Petrolul. Sibieni au un avans de 4 puncte față de locul 3, Ucluj, care va juca luni în etapa a 5-a, cu Concordia Chiajna. Învinsa Steaua e pe locul 4, cu 42 de puncte. Dacă sibienii vor evolua cu Ucluj în runda următoare, militarii vor juca tot pe teren propriu, cu Concordia Chiajna. George Ilinca al Sport Pictures.